Deși schimbările sunt vizibile într-o anumită parte a falezei, există surse care spun că lucrările nu avansează conform graficului. Întârzierea se datorează și faptului că vaporul care aduce granitul din China nu a sosit la Constanța. Acest material va fi folosit pentru placarea aleilor pietonale și a zidului de lângă acvariu. Unii constanțeni sunt sceptici în ceea ce privește finalizarea lucrărilor în termenul stabilit. Ați văzut muncitorii lucrând aici? Sincer, nu. Eu chiar nu nu trec foarte des pe aici, dar nu, momentan nu, nu știu. Nu cred. Nu cred. Nu cred că asta e de durată, să știți că da. Și un ritm care se lucrează, nu cred că, nu cred, da. da. Nota discordantă face cazinoul, care se află într-o continuă stare de degradare, iar administrația locală se află încă în tratative cu investitori privați care să aloce bani pentru reabilitarea clădirii simbol al orașului. O parte dintre constanțeni sunt de părere că lucrările de la faleza cazinoului nu avansează așa cum ar fi trebuit. De ce altă parte, viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, afirmă că nu dorește să facă comentarii la comentarii, susținând că aceste lucrări sunt în grafic. În tot acest timp, aceste lucrări sunt păzite de un câine. Am întâlnit și constanțeni încrezători că lucrările vor fi terminate la timp. Da, am văzut lucrările, am și în piața o da, am văzut. Și ce părere aveți? Cum vi se pare? așa să facă și casino. În rest, mi se pare. în Regulă, dacă termin în termenul stabilit. Asta vreau să vă întreb. Credeți Asta că vor reuși? Iunie, sau nu știu când era. Da. Eu nu cred că da. Vor reuși să termine? Sigur, reuși. da. Valoarea proiectului de reamenajare a promenadei este de 10 milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene.